Eveniment important în comuna Poienț-Solca, județul Suceava, aleșii locali și-au depus jurământul. Primarul Dumitru Lăzărean a afirmat că acesta are numai intenții bune pentru comuna Poienț-Solca. La nivelul comunei au fost validați 11 consilieri locali. Prezenți la eveniment au fost doar 10. Un consilier local a absentat motivat, deoarece acesta era plecat în străinătate în interes de serviciu. Eu, Lăzărean Dumitru Ichim, validat primar al comunei Poienț-Solca la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Poienț-Solca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Care sper să mă ajutați și dumneavoastră, consilierii locali.